Ești gata pentru marea provocare? Sunt mereu gata. Păi să înceapă cursa siropurilor! Hai, ser, sirop! Hai, omul muntelui! Hai, alte! Da! Am câștigat! Wow, Mabel, ai citit asta în știri ciudate? Mingii hamster cât un om? Eu sunt cât un om! Nu, Mabel, asta! Noi vedem zilnic chestii mai ciudate decât asta! N-am fotografiat piticii aia, așa-i? Nu, dar pe retină! Și smocul ăsta de păr! Dar de ce l-ai păstrat? Neața, blăgomanilor! Știți ce zi e astăzi? Păi la mulți ani? Mazel tov! E ziua distracției în familie! Zi de chiul, o zi de-aia! Știți, băi! În care ne prietenim! Mare unghi Stan, va semăna cu precedenta zi de împrietenire în familie? Așa-l vezi pe Ben Franklin, parcă-i muiere! Aolea! Era așa frig la mititica. Bine, poate n-am fost prea drăguți vara trecută, dar vă jur, acum o să ne distrăm pe cinste în familie. Cine vrea să se lege la orice să urce mașina mea? Ura! Stai, ce? Ciudățeni, episodul 1. Legenda monstrului din adâncuri. Legatul la ochi n-a adus niciodată ceva bun. Simt că mi s-au ascuțit toate celelalte simțuri. Fat cu degetele! Mare unchi, și dumneata ești legat la ochi? Nu, am cataractă și e cam aținat lucru. Ce e, o ciovănitoare? Gata. Dați-le jos! Ta-da! Iese somn de pescuit! Pescuit? Ce pui la cale, bătrâne? O să vă placă! Tot orașul e aici! Hai, peștișorilor! Hai de sus în tigaie! Spune pășărica! Asta-i bună? Nu! Îți arăt cum pescuiește un bărbat adevărat! Asta da distracție în familie! Mare unchi Stan, de ce deodată vrei să te împrietenești cu noi? Haide, s-o să fie super! N-am avut niciodată prieten de pescuit! Băieții de gherete nu merg cu mine, nu mă plac sau n-au încredere în mine! Cred că pur și simplu vrea să pescuim împreună! Știu ce v-ar înveseli mutrițele alea! Bang! Pălărit de pescuit în familie! Alea scosute de mână, să știți! Vom fi doar eu, voi și pălărire caragioasă într-o barcă pentru 10 ore! 10 ore? Am adus almanacul cu bancuri! Nu! Trebuie să facem cumva să scăpăm! L-am văzut din nou! Păleu! Mă sunt din adincurile ciudățenului! Veniți repede până noi la bale! Dansează de fericire! Nu! E dansul care anunță pericol! Nu ți-am spus să nu mai sperii clienții? E ultimul avertisment, tată! De data asta am probe pentru numele lui Dumnezeu! Priviți! Monstru din adâncuri a făcut asta! Avea un gând lung ca de girafă și pielea smârcită ca domnul ăsta de aici! Ne?